Nu uitați că pe Pogobay aveți Pokémon cu perfect IV. Mie mi-a dat unul și am fost foarte mulțumit și am zis cât mai fac clipuri de Pokémon să vă las asta, poate vă ajută și dacă folosiți codul COCO aveți și noastră reducere la orice. Salutare toată lumea, eu sunt Felix și bine v-am regăsit la Pokémon Sword and Shield. Rupeți butonul de cu like să vedem ce putem să facem episodul de astăzi. Pokémonii sunt vindecați? Bă, nu prea. Hai să vedem ce putem să facem. Că nu știu despre ce este vorba. Știu că mergem la ăsta, la turnul Eiffel cu pălărie și sper că în episodul de astăzi să, nu știu, să fim campioni sau ce trebuie să facem. Că nu mi-aș juca de două zile și am cam uitat, am cam uitat, dar știu că e vorba de ce pe bătaie. Mă bat cu directorul la... A, cine asta? Să mă bat cu ăsta? Te mai bătut odată? L-am bătut de 3-4 ori, cred. Și vreau să mă bat încă o dată. A, ia te minte, asta e furnică, 100% e furnică. Nu știu ce chestia aia. Arată ca o, așa arată furnici în realitate, că sunt așa de mici. Fight, hai cum bag în pământ. Da, mă, n-am Pokémonii vindecați. Neavând Pokémon vindecați la Zamazenta, nu am toate atacurile. Stai că noi trebuie să prindem și legendarul, să și mulțim. Mai avem câteva chestii de făcut. Rupel. Nu mă așteptam că ăsta să aibă doar un Pokémon. Ce e fain la Zamazenta, foarte fain la Zamazenta, este că are... E cel mai rapid pe care Pokémon pe care îl avem și atacă primul. Pe Crucea. Valea de Caramba. Hai să mergem la Chairman Ross. Nu știu de ce mergem, dar mergem. Văd că în jocul ăsta multă vorbă se bazează, mult pe vorbă. Asta e lift? E un lift cu 5-6 intrări, lift din ăsta am mai văzut. Sigur se oprește la un etaj. Nu cred că nu duce direct la ultimul. Mamă cât durează, fratele meu. Asta e ultimul etaj? Cred că da. Și mă trebuie să nimeresc ușa. A, vin ăștia se bată cu mine. Gica și Gica. Mamă, deci dacă ar fi Pokémon în viața reală, Charizard mi l-aș lua. Bonzong. Oh my god, nici măcar n-are evoluția la ăla. Mi-e și așa puțin să folosesc pe Zamazenta, dacă e așa de tare. Fiecare avem un Pokémon. Ok. Zamazenta? Fight? Dau asta. Îl bat pe ăsta. Zamazenta o să dea primul și îl termină. N-are cum, n-ai cum să reziști contra lui Zamazenta. Uite și tu ce scut sunt. N-ai cum. N-ai cum, ți-am terminat. Și acum sper că oaia îl bate pe ăla. Pe elefant. Mamă, ce comic e atacul ăsta. Bă, oaie, ce faci? Asta s-a băgat în pământ. A, dacă așa vrei să jucăm? Da, mă bag și-o în pământ. N-ai să vezi cum este. Mă bag și-o în pământ. Când tu ești din pământ și lovești, nu mă prinzi, dar eu când ești tu din pământ, te rup. O dat pe lângă așa cum astea să vezi. Ești din pământ? Kabum! Și trebuie să-i bat eu pe toți, că nu mă pot pune cu oaia. Dincolo de oaia. Nici acum nu vine să cred. A, da, să luăm și pe Toxicity ăla. Pe Toxel, cum se cheamă, că sigur a crescut mare, dar o să luăm după ce-i bat în puștă, după ce facem chestiile astea, că sigur a crescut puternic, îl luăm de la creșă. Plecați aici, să nu vă văd. Plecați! Valea de Caramba! De cap Pokémonii? Dacă mi-ai vindecat Pokémonii, ai puteri magice. Sigur o să mă bat cu cineva până la acoperiș. Ți-am zis? A, dacă o să vină toate părțile... într-un fel l-aș lua pe Gold Gates. Pentru că... are atacul la Earthquake. Bine că au doar un singur Pokémon. Roata și... chestia... Să ne vindecat Pokémonii?
Zmozenta, îmi bazez pe tine. Să vedem. Mi-a vindecat. Hai că dau una asta prima oară. Mă dau în rotițe prima dată. Vag în pământ. Azamazenta are nevoie să învețe un atac nou. Perfect. Bă, oaia asta nu, da atac mare, oaia este slabă. Mamă, ce atac e ăsta. Doar să se facă el merg mai puternic. Opa, i-o dat mult la oaie. Folosim atacul nostru. Și bate din prima. Da, faza este că noi am fi trebuit să... Acum nu prea pot să-mi schimb pe Golden Gates. Dar dacă mi-l-a schimbat pe Golden Gates... Mă, cât de puțin, dă! Ia uite și tu. Te bate, bă, inutile. Las că-l bat eu. Dau close combat. Super atac, adică atacul ăsta pum de pum primești. Ia să vezi. Ce atac fain! Ciobăneasca se cheamă. Dacă ar fi tradus în română. Mai era acolo ușă și sigur și din ușa aia o să mai vină cineva. Și după aceea ajungem la bossul final. Și la un moment dat ne putem bate în arenă și o să fie senzațional, de abia aștept. Ah, se bate în arenă. Mai e acolo ușă, desigur mai vine cineva pe ușa aia. Tot timpul vindecă Pokémonii, ceea ce apreciez. Apreciez, apreciez. Sigur mai vine și din ușa aia, 100%. Oricum nu e greu de bătut, că fiecare are doar un Pokémon. Ce v-am zis, ce v-am zis? Previzibil. Ce Pokémon au? Opa! Sunfish și Steelix. Cred că mai tare este Steelix. Pe ăla să-l bat cu Zamazenta, dar nu mai bag în pământ. Îi dau pumni, îi dau pumni, că să nu dureze două atacuri. Ce-mi place la Zamazenta este că atacă primul, deoarece este rapidoso. Fight! Pumni! Lu Steelix! Rupi în bătaie! Ca să nu mai știm o treabă. Să știm o treabă, ce-i în mână, nu-i minciună, știi cum se zice. Senzațional. Opa, Intelon a crescut un nivel. Încearcă oaia să dea și un atac. Bă, oaia asta nu-i grea deloc, adică de-abia dă atacul ăsta. Mamă, ce-a făcut aici? Îmi place că dă atac la amândoi. Îmi plac atacul ăsta care lovești pe toți. Dar eu te mai dau acum niște pumnuleți și gata. Asta îmi place la Zamazenta, că bate din prima. E fain să ai un Pokémon puternic. Ah, ce tare bate. Cinderace a crescut. Înainte Cinderace era cel mai șmecheros al meu, dar acum... Acum Cinderace nu mai este ce-a fost înainte. Pentru că ceilalți au crescut la nivel. Și nu știu cum i-au crescut. Atât tare cum i-au întrecut, nu știu. Oricum, probabil că va trebui să facem Pokémon din nou. Iar mă vindeca Pokémonii. Mersi, du-te, fă-te doctor. Și mai mergem la final. Mamă, dă ce nebunie. Wow. Și acum, sigur, va trebui să facem un boss din ăsta de finalmente. Să mă bag cu asta? Oh my god! Ce mă bag cu asta? Ce fată? Ce s-a întâmplat? Câți Pokémon ai? 5 Pokémon. Sper să mă bag numai eu cu ea. Să nu se bag... Este! Nu știu Pokémon ăsta? Poți să folosești și Dynamax. Dar nu cred că poți să folosești Dynamax pe Zamazenta, că e legendar. Păi... Close combat. Pumn în cap. Nu a funcționat. Oh, cel mai rău atac ar putea să-mi-l dea. Da. Cel mai rău atac pe care putea să-mi-l dea. Mai rău nu se putea. Fight. Hai să încerc să dau ăsta. N-am putut să lovesc cu pumnii. Văd că atacul ăsta pot să lovesc. Atacul pe care mi l-a dat am face ca să-mi ardă Pokémonul. Și este rău pentru că mi-a mult din viața asta. Cred că pot să o bat totuși.
A, te-ai supărat? Deci, Pokémon dinainte era un fel de Pokémon fantomă, nu știu ce era și era cam greu să-l bat. Da, trebuie neapărat să-mi scot asta. Ce-mi trimiți? Nu, lasă-l pe ăsta. Sazale. Haideți să dăm un back și să începem să nu mai fim Burnhill. Așa. Ia iardă cu foc. Opa, îmi place foc. Ok, bun. Se pare că asta iar e Pokémon de foc, Șopârla. Șopârla asta va primi pumni. Ok, ăla înainte am să dau pumni pentru că probabil era Pokémon de fantomă. Super. Super de super. Ne-o bate cu Zamazenta, Pokémon legendar, n-am întreabă. Ce mă e șarpe ăsta? Ia și tu pumni. Bătaia sănătoasă, n-ai treabă. Milotic, ăsta nu cred că e Pokémon din generația asta. Generația 8-a. Ce Pokémon mai trimiți, fata? Oricum, are Pokémon puternici. Mă, ce domnișoară. Domnișoara asta are nevoie de scut din ăsta puternic să fie bătaiță. Ia uite și tu. Ia uite și tu ce atac. Tot îmi place când văd atacul ăsta. Sunt curios că o să fie atacul special la Pokémon legendar cu sabia. Foarte tare. Garbodor, nu știu ce Pokémon e ăsta, frate. Mamă, dar fata asta chiar e... Nu știu, bea multă cafea, nu știu care e faza. Nu știu ce e ăsta, dar hai să-i dau un pumn în fațucă. Îl face mare? Ia să vedem cum arată ăsta. Cred că arată ca o mlaștină. 100% arată ca o mlaștină când îl face mare. Ca un munte de mlaștină ceva. Un deal. Groapă de gunoi. Garbador. Sunt curios dacă rezistă la un atac de la Pokémon legendar. Rezistă un ciuciu. Dacă am ars gunoiul, am bătut-o foarte ușor, e fain că n-ai Pokémon legendari. Creștem cu tot. Acum gata, ți-a scos cafeina din tine. Sunt curios dacă trebuie să mai mă bag cu cineva acum. Ecoferit, eu am Zamazenta unstoppable, da mă, Zamazenta e tare. Nu știu ce să facem aici. Am scos de 100 de ori. Nu înțeleg ce este ceea ce riscăm. V-am înțeles. Nu înțeleg de ce vrei să oprim turnamentul de mâine ca să rezolvăm problema care este de 1000 de ani. Ce mai contează o singură zi? Eu sunt campion și trebuie să mă bat. Asta vrea Galar. Galar este zona asta, orașul lor. Da, înțeleg perfect. Ai de mine. Cât vorbiți, fraților. Vorbăreală. Asta este jocul vorbărelelor. Gata, că n-am să citesc. Mă simt ca la școală. Așa. Lee, ce cauți aici, ha? Îmi cer scuze, v-am făcut să vă îngrijorați. Am avut o discuție foarte importantă. Coco Felix, du-te la hotel. Mâncăm diseară, nu? Plătesc din banii mei ceva scump. Vrem să mâncăm ceva bun. Chairman, scuzați-mă, am treabă mâine, mă duc să mă odinesc. Ăsta se îmbracă foarte ciudat, cu un covor pe spate. Am crezut că mă bag cu chairman-ul. Pentru cărțile de istorie, nu înțelegi, tine campion. Lucrurile pe care fac ca să schimbăm va fi să schimbăm istoria. Tare cred eu că foarte curând o să ne batem la campionat. Eu sunt pregătit să mă bat la campionat, deci chiar sunt foarte pregătit. Ai dormit bine? Am dormit. Hai să ne batem. Cine e asta? Coco Felix. Începe finala.
te escortez la stadion. Da, frate! Oh my god, o să mergem la stadion. Da, hai să mergem la stadion. Deci acum este finala. Ah, ce tare. Devenim campioni. Chiar îmi doream asta să fac astăzi. Ce mai e de cumpărat de la stadion? Buturi de Pokémon. Bun, hai să ne bate. Avem Pokémon mii vindecați? O, dorim bine. Tot l-aș folosi pe Zamazenta, deoarece aș cam vrea să bat campionatul din prima, că după aceea trebuie să găsim Pokémonii legendari. Avem doi Pokémon legendari de găsit, cred. Și pe lângă asta mai avem alte chestii de făcut faine. Trebuie să devenim campion, să știm o treabă. Go Felix, te bați, semifinale. Cred că mă bag mai mulți. Hai să mergem direct. Ne schimbăm în pijamale. Pe ăștia i-am bătut, loserii dinainte. Ăștia sunt aia cu insignele, dar i-am bătut dinainte. I-am făcut măr și pară. Sunt curios dacă mă bat direct la campionat sau... Numai persoana autorizată să meargă acolo. Pot să mă duc aici? Eu sunt pregătit. Eu sunt pregătit acum să mă bat. Deci nu mai lungim, nu mai gata. Știm o treabă. Este? Sunt curios cu cine mă bat. Oh, mă bag cu ăsta. În sfârșit, apăsați butonul de cocolai că începe finala. Deci zice că i-am bătut pe toți ca să ajung să mă bag cu el. Sincer, nu-l văd. El are un Pokémon tare, Charizard. Și sincer să fiu, cred că o să-l bat din prima pe Charizard cu super atacul meu de pumni. Îl folosesc pe Zamazenta deoarece e legendar și pentru că pot. Cine asta? Oh my god, să mă bag cu Wire înainte. Odin, cine este? Este Wire. Îmbrăcat într-un costum foarte ciudat. Mă amintești cineva de mine? De Wire cu văd tot în cap? Eu sunt bebede. Și am forțat să mă... Să nu mai apar în Gym Challenge. Trebuie să mă bat urne cu Felix. Știi regulile. Ci că dacă pierd, nu o să mă bat în viața mea. Hai că l-am pe Zamazenta. Te rup! E ridicol, n-ai nimeni nu bate pe mine. Why în cap? Ne batem sau nu? Și puțin cam roz. Nu știu dacă ești fața băiat, dar... Presupun că ești băiat, bede. Bede. You challenge by gym leader bede. Dar nu știu la ce e gym leader el. Are 4 Pokémon. Ia să vedem, îl rupem. Dar n-ai cum să mă-l bați pe Zamazenta. Ești nebun. Și plus că am o grămadă de Pokémon pe lângă Zamazenta. L-am și pe Goldu Gates. Hai că-l batem pe ăsta repede. Ăsta și vorbești din aia. Am bată în cap și plus din astea. Hai, ge. Hai să-l bat repede. Deci nu stăm la discuții. Ce bărbat, mă. Folosește toate intimidate-urile și tot. Hai mă să dau un atac repede. Fight. Te-am rupt, gata. Adio. Primul Pokémon, stai să vedeți. Gata. Mai am 3. Dacă până se vaite, mamă, ce mi-ai făcut. Că n-ai cum să vă Zamazenta, că te bate din prima. Bă, eu zic să le dau pum la toți, că... Hai să-i dau la asta așa. Atacul ăsta. Că să mai schimbăm, știi? Mai schimbăm așa puțin. Gata! Și după aceea mă bat bătălia finală. Deci ăsta au zis că se lasă de a mai fi antrenor de Pokémon dacă îl bat. Rapidaș. A, o să trimită Rapidașul ăsta nou. Wow, ce frumos este, vreau și eu. Lumii nu-i plac la Rapidaș. Îi dau pumni. Sigur nu-i plac pumni. Faza este, n-are cum să fie mai rapid decât mine. Da, sunt mai rapid. Nu era efectiv de aia. O să dea și el un atac. Dar n-are cum să mă bată. Dazing Glam.
Mamă, zici că e frumusețe de... Zici că a dat atacul frumusețe de miss. Folosește full restore. Știam de-am cu alt atac. Aaaa! L-am bătut din prima. Pum de pum. Pum de pum, pum de pum. Ah, ce tare. Ce Pokémon mai trimiți? HTR, nu știu ce... Care e Pokémon ăsta, că nu mai țin minte. Ah, trebuie să fiu calm, trebuie să câștig, trebuie să câștig. Nu s-am putut niciun Pokémon, de-abia ți-am dat puțin damage la Pokémon-ul legendar. Ah, trimite asta. M-am prins eu dau cu asta, că asta e Pokémon fantomă. Și o să dau... Behemoth Bash. Cred că e Pokémon fantomă, e ceva ciudat. Și am o să folosesc Gigantamax. Folosesc Gigantamax, dar nu are șansă. Încearcă și el, știi cum încearcă? Încerci. Eu din asta meduza într-un costum de femeie. Te chinuiți? Deci dacă te chinuiți să te crești așa de mare, pentru ce? Din prima e și super efectiv. Ce că l-am bătut așa, uite-l pe pereți. Mamă, ce fain. Crescut tot la nivel. Cinderace, Double Edge. Ce atac este asta pentru Cinderace? Double Edge, 120. Bun, 125. Îl folosim în schimbul ăsta. Cinderace a învățat un atac puternic. Pe care îl putem folosi din când în când. De ce nu? Și noi o să învețe Sunstorm. Asta. Nu trebuie Sunstorm. Yes. De ce ești fericit că te-am bătut? Că n-are sens. Ah, el folosește toate atacurile de zâne. Nu Pokémon meu și zână. Sau ăla Pokémon is legendary zână. Ai luat bătaie, du-te cu batata acasă. Ai luat bătaie. N-a fost niciun close, ci că dat-o as close. Adică a fost, de-abia l-am bătut. Ce vorbești? Că de-abia m-a atins. Pleacă de aici. Pleacă. Vreau să bat finala. Bă... Mă duc la final direct, ce să mai stau? Sunt campion de campion. Ce mi se pare lucru ciudat este că nu-mi vindecă nimeni Pokémonii și... Dar la Pokémon... V-ați vindecați. Deci dacă Pokémonii mi-ați vindecați, acum să... Deci acum o să batem finala. Nici nu e campion. Coco Phoenix. Oh. Nu! De ce trebuie să mă bat cu asta? Iar nu trebuie să mă bat cu toți, din nou. Dar n-are sens. De ce trebuie să mă bat cu toți din nou? Trebuie să mă bat direct cu ăla. N-ai niciun sens. Nu te-ai mai bătut odată? Nessa, gym leader. Și ai și 5 Pokémon. Nu ți-mi minte să ai Pokémonul ăsta. Asta de când îl ai? Mai și vorbești între timp. Spune-ți o dată pe toți 5 deodată că te bate. Le-ai și la nivelul 50. Nu ai venit la nivelul 50. La nivelul 10. Păi... Close combat ăsta dă tare. Sunt curios dacă trebuie să mă bat cu cele 8 insigne. Dacă trebuie să mă bat cu cele 8 insigne una după alta. Mamă, e o grămadă de bătălii. Ha, nebunie. Ce Pokémon mai trimiți? Mai au și 5 Pokémon ăștia. Un pește. Știuca. Dă-mi pum la știuca. Dă-mi pum la știuca. Mi-a plăcut foarte mult Rapidoșul ăla Galar, ăla roz, Fairy. A fost foarte fain. A fost chiar foarte fain de fain. Așa numai Pokémon de apă. Peștele ăsta. Bă, dar n-a tot spun. Asta e din prima generație. Ce comic, guriță are. Ce comic. Nu mai pot de amuzant. Bun. Cred că mai are 2 Pokémon. Și terminăm din prima. Pe Liper, ce ăsta? A, da, ăsta. Mai țin minte pe ăsta care mi-a aruncat cu Pikachu în gură. Parcă ăsta era sau un asemănător. A făcut să plouă.
fight, close combat. Ah, nu e efect, nu trebuie să dau asta. Poate nu bate din prima. De unde? E Pokémon legendar, frate. Nu te pui cu Pokémon legendar. Știu că îl folosesc mult pe Zamazenta, dar e prea tare. Dar vreau să-mi iau și pe celălalt legendar și așa să-mi iau și Skeletor legendar și suntem super tari. Ce Pokémon trimiți acum? Cel mai tare Pokémon, e cel mai bun al meu, deși pe celălalt i-am bătut din prima. Cred că o să câștig. Drenar. Am uitat de el. Am și eu unul. Gata. Și am zice, oh, mi-l crezi mare pe Drednar, că dacă îl fac Gigantamax, am șansă să câștig. Sigur am șansă să câștig, o să vedeți. Drednar, vin înapoi și fă-te mare și așa am șansă să câștig. Așa trebuie să învețe minte. Mamă, stă în două picioare după. Drednar. Nu am cuvinte. Nu am cuvinte, ce zic? Am bătut-o foarte ușor. Cum ai putut să mă bați? Că doar m-ai bătut odată. Cum ai putut să mă bați acum? Deci dacă trebuie să mă bat cu toți 8... E o nebunie. A, nu trebuie să mă bat cu toți 8. Eu am bătut-o pe Nessa. Ăla cu pumnii de karate l-a bătut pe Gordy. Rayman l-a bătut pe Milo. Și Pierce l-a bătut pe Cabu. Pierce e ăla cu cântatul. Și acum eu mă bat probabil cu Bea. Bun, și după aceea mă bat în finală și după aceea mă bat campionul. Așa mai zic și eu. Bun, așa îmi place turnamentul. Mă bat din nou. Așa îmi place. Îmi place. Deci mai ce să mă bat lupta asta și încă una și după aceea. Bun. Asta cu caratele ei. Desculța. Am uitat ce Pokémon are de karate. A, parcă l-avea pe Farfetch'd ăla cu sabia lui de praz. Și aia chiar mă deranja. Cavlucea. Oh my god, ce asta e de bătaie. Ok, să vedem cum se bat pe ăștia. Îi pot bate, dar să văd dacă pot să-i bat din prima. Eu să vreau. Ia folosește atacul ăsta. Că mai parcă mai puternic decât close combat. Ok? E bine, deci participăm la turnament. Creștem la nivel. Falinx, care era Falinx? Am uitat, nu mai știu după nume. Ah, ciudații de Mexico. De-i pum la ăștia? Ah, da, la ăștia pumni, parcă nu le plăcea. Super, ăștia nu știu că-s Pokémon de bătaie, Falinx ăștia. Dar sunt 6 Pokémon care stă unul după altul și unul după unul mai mare. N-am mai văzut să pui într-o bilă mai mult de Pokémon. Grapplow, nu mai știm cine e ăsta. A, da. Amuzantul. Pentru niște muzică, ăsta îi place mult. Bătaia. Tare mă, Zamazenta ăsta. Tare de tare de tare. Și-l folosesc. Asta e Surfage-ul ăsta, enervant. Poate să le evoluăm și noi pe al nostru. Nici lui ăsta nu-i place pumnul. Ia să vedeți. Asta a fost Pokémon tare. Cu sabia lui mă bătea Pokémon noștri din prima. Mi se pare că mai are un Pokémon. Și ăla cred că o să-l facă Mega. Ha, Machamp. Ah, îl chem pe Pokémonul meu. Mi-a bătut pe tot celălalt din prima, dar acum cred că am șansă. Să-l crească mare, culturistul. Ia de atacul ăsta. Să-ți vezi, îl face mare. Hai să vezi cum îl face mare. Am folosit alt atac acum. Chiar dacă nu prea e normal să folosesc atacul ăla, dar e bine.
Mamă, dar ce mare l-a făcut. Îmi place că mâinile sunt mai groase decât picioarele. Ia să vedeți ce tare dau. Că mi-a dat și un atac. Da, nu știu dacă s-a văzut la cameră, dar mi-a dat un atac tare. L-am bătut din prima. Bine, din a doua. Așa. Sunt curios acum cum stăm cu campionatul, dacă mai trebuie să mai fac o luptă sau mă bat direct cu finala. S-ar putea să mai fac o luptă. A fost foarte fenomenal ce ai făcut aici? Da. Acum eu trebuie să mă bat cu ăsta cu Pokémon Dragon și după mă bat cu finala. Da. Make sense. Mă duc să mă bat. Ce faceți, bă, voi, pierzătorilor? Gata cu vorba! Ce că o să-mi țină, o să fie ca majoretele. Am păcut că mi-e vindecat, da? Îl batem pe ăsta cu dragon și după aceea final. Hai că vreau să fac azi finala, facem finala, știi? Facem finala astăzi. Sper, dacă nu mai intervine alte 50 de bătălii. Nu poți să mergi cu bicicleta aici. Bate cu ăla dragon. Mai zi-mi, dar la dragon a fost ultimul. Leon ăsta, a? A, ăsta, vorcat că e bruscuță, dar asta chiar a fost printre ultimii, ce mai tare? Nu mi se pare, mi se pare că merge ciudat. Nu pot să înțeleg de ce are cât mai bluza sus și jos are pantaloni scurți. Oricum știți că îi bate măr și după aceea chiar vreau să foarte atent să mă bat la cu campionul ăla. Deoarece nu știu ce Pokémon are în afară de Charizard. Opa! Broscuța de foc. Îi place bătaia la broscuța de foc. Să vedem ce putem să punem. Să vedem ce atac putem să punem. Ce folosit? Drought, secetă? Tragi-mă din gură, că te bat aici! Ia să dau atacul ăsta, o fi bun. Close combat, bătaia asta așa, îl ia din prima. Dar mai zi-mi este la atacurile de foc. Așa că mă bun că a plecat ăsta. Dar a venit primul și a făcut ceața aici, așa. Cu secetă. Oricum mai bine decât grindină. Asta are Pokémon de foc? Parcă nu țin minte să avea Pokémon ăștia. A, pe ăsta îl țin minte. Ăsta care stă cu spatele. Right. Dă și la ăsta pumni. Dă la toți pumni. Uite și-a făcut. Totuși, și-a folosit un atac înaintea mea. Nu știu ce s-a întâmplat acolo. Ok. Flygon. A, bezișorul ăsta. Asta arată ca o din asta, libelulă. Ce atac dăm? Nu-i plac pumii la libelule. Mi-i plac libelule, sunt faine. Așa. Știu că mai are vreo doi Pokémoni. Oricum îi batem repede, după aceea ne batem la campion, de-abia aștept. Golda Gates, Golda Gates crește la nivel, doar sunt pe tușă. Ce trimiți? Gudra. O, oh, Pokémonul ăsta, Melk. Îi place pumnii, zici că e otrăvitor. Hai să dăm pumn la asta, că nu știm. Băi, batem pe toți din prima, deci așa ceva n-am văzut, Zamazenta rupe. Bine, și că n-ai un Pokémon legendar la nivel 100, cu atacuri destul de tari. Nu știu ce mai tari atacuri pe care le avem noi, dar destul de tari. La nivelul 54 evoluează Lavitar în Tiranitar. Bine, Pupitar. A, iarăși trimite Priciderul ăsta. Parcă l-am putut din prima. Gata, o să-l crească mare și o să-l bat acum din prima și după aceea ne batem cu campionul. Și noi să fim campionul. Nu mai bate nimeni. Asta făcea și story? Mamă, asta zici că e bloc, pe cuvântul meu. Îmi place că s-a chinuit ca să facă mare
Și l-am bătut din prima. Cred că l-am bătut pe ăsta cu Golden Gates. Cred că nu l-am avut înainte pe Zamazenta, dar acum că l-avem, suntem tari. Și eu acum cred că ne batem campionul în sfârșit. Și chiar vreau să văd ce Pokémon are. Are. Ce Pokémon are, are. Mamă, ce tare. Gata, mă, gata cu vorba. A fost visul tău ce a fost. Ia-ți pantaloni. E frig afară. Și acum o bat cu campionul. Ah, ce bine. Ce bine. Să mă laud de câțiva. Mamă, ce gurlă. Îmi plăcea în Let's Go că puteai să ai Pokémonii după tine. Vidalbu, mamă, cum arată. Fain Pokémon. Îmi place că își ține aia la spate. Pokémonii vindecați? Sunteți pregătiți? Da, sunteți pregătiți? Atunci dați like pentru că acum mergem la finală. Acum chiar vreau să văd în finala. Deci cu asta ajungem campioni. Și după aceea putem să mergem să prindem Pokémon legendari. Bine, eu am Pokémon legendar, dar puteți să prindem altul? Uite cum așteaptă acolo, în chiloții lui. Se crede tare, dar nu știe că e un Pokémon legendar. Bine, Charizard e tare. Foarte tare Charizard. Dar... nu știu la ce nivel e. Dacă nu e la nivelul 100, nu prea are șansă. Dacă e nivelul 70-80, da, e posibil să-mi pună ceva dificultăți, dar... dacă e la nivelul 60... și ce bătaie ea? Leon și Coco Felix, hai... vreau să vă zic că... ce? Ce? Ce ai făcut? Ce ai făcut? Se întâmplă explozie. Și nu mai sunt astăzi campionul. Ce că nu mai asculta Leon. Ce a făcut? Coco Felix. Am crezut că o să mă... ai de mine. Ce-a făcut ăsta? O făcut o prostie și s-a amânat campionatul. Ai de mine, dacă mă lăsai să-l bapă ăsta, devineam și un campion. Bă, ce-a ta vorba? What does mean? He bring about us... Bă, ce tot atâta vorba? Bă, nu știu ce tot atâta vorba. Ce tot vorbesc ăștia? Aici, jocul ăsta se vorbește mult. Mamă. Mă știu înapoi la început. Doctorița. Rock Felix, hop. Am uitat de campionat, ce faci? Asta e mea chemea. Sonia. Sonia, ce faci? Sonia. Ești tare, Sonia. Bă. Deci chiar e... chiar e nebunie. Nebunie de nebunie. Adică... ok. Aici putem să alegem ce să facem. Să prindem Pokémon legendar sau să oprim The Darkest Day. Hai să prindem Pokémon legendar. Ok. Trebuie să mergem la Slumbunny Wells. Three Mass Revive. Ok, și acolo o să găsim Pokémonii legendari. Păi mi-l să prind Pokémon legendar la nebunia. Îmi place pentru că... unul trebuie. Și după ce prind Pokémon legendar, mai ușor pot să bat. Ok. Aici o să fie Pokémon legendar. Bun, perfect. Dar asta o să facem data viitoare. Deci prindem Pokémon legendar și după aceea oprim finalul jocului. Super, așa că rupeți butonul de coco like. Eu sunt Felix și ne vedem data viitoare.